Bine ați venit la Stax TV, OMV Autocross Challenge, cu un nou invitat, de data asta Bogdan Mirică, omul cu care mi-e frică să stau în dreapta, sincer. Pot să zic că musca verde, un nou pilot de vânătoare, pă, nu mai avem mic. Și că musca verde vine să inspecteze tot ce... Da, e un tip de colant, așa zic eu, colantul ăla, știi, care e verde așa, deci pun oamenii... Ce vreau să vă spun este că le mulțumim partenerilor care au încredere în noi în fiecare an și ne ajută cu părțile financiare de care toți avem nevoie ca să putem să susținem lucrurile astea. Sunt OMV, Techstar și BMW, cum îi place lui Șeremet de vorba aia. Techstar aici e o combinație, nu mă s-a bag. S-a nimerit, nu zic, nu fac, nu, că nici eu nu sponsorizat de Martini, dar așa sunt tricourile vorba aia. Și îl avem pe Bogdan Mirică, care a participat și anul trecut, nu mai știu pe ce loc a ieșit, chiar nu mai știu. Dar frica mea din dreapta... Nu vrea să o trăiască nimeni. Cum v-am zis și anul trecut, nu știu de ce naiba am făcut competiția asta cu mine în dreapta. O să pun alt om sau o să pun un prompter care să trebuiască să citiți de pe el. Regulile ți le-am spus, nu le mai scoatem din nou la iveală. Îi dăm drumul cu Yamaha, cu 1000... Ce? Ce? Ai obosit? E cal? Era la final asta? E finalul, e finalul. Ca să înțelegi de ce vorbesc mult așa. Te rog. Am petrecut cu Alexandru Șeremet niște timp. Da. La concursul de eleganță Vila d'Est. Și acolo. Nu, nici măcar. Nici măcar de alemet. Și acolo, fii atent. Era o mașină care a câștigat de două ori cursa de la Le Mans. Ok. Un Ford GT40. Și mi-a zis Șeremet că e o mașină specială. Pentru că pe mașina aia, Jack X s-a revoltat. Mm. Și pe vremuri, știi, ca la Le Mans, se alerga până la mașină. Așa facem și noi. Și oamenii urcau în mașină și de multe ori, ca să plece repede, nu-și mai puneau centura. Se întâmplă accidente, mureau, okay. Doamnește. Știi? Și Jack X într-un an ce a făcut? A zis, bă, eu nu mai alerg, eu merg încet. Și a mers încet așa până la mașină, s-a urcat și a câștigat cursa. Din anul următor, nu s-a mai dat startul. Din afara mașinii. Startul s-a dat din mașină. Păi nu alerga nebunul meu. Ia-o încet. Eu ți-am spus povestea asta ca să înțelegi că eu nu o să alerg. Da. Tu fă ce vrei. Noi facem povestea asta. Nu are legătură cu Le Mans, dar să zicem că e așa un fel de... Are un fel de start și o aură foarte frumoasă și îți mulțumim pentru poveste. Noi facem asta ca să conștientizați faptul că trebuie să purtați centura de siguranță dacă vreți să trăiți. Aveți absolut avantaje. Nu există niciun dezavantaj să purtați centura de siguranță, iar oamenii ăștia aleargă pentru voi. Da? Și deci, în spate, da? Și în spate. Întotdeauna. Că sacul, vorba aia. Hai să-i dăm drumul. În 3, 2, 1, start! Haide, fuga lui Mirică! Ia uite mâncați-aș! Da, ia să vedem, ușa, hopa, când face, stop, 17 secunde are. 17 secunde? Da. Mai bine ca, dar nu mai zic. Deci dacă mi se scoate vreun ochi, vreau să se consemneze că nu m-au lăsat să-mi dau asta în jos ca să vadă cine e la volan. Ochi. Da. Ce vreau dacă ești vedetă și vor oamenii să te vadă ce e, eu vreau să te văd? Mamă, atât, ea e săracă care. Dă-i la cheie, ia. Ești gata, Maruse? Start! Eu nu mă uit. Uita. Dar mă uit, vezi că e limitare. Bă, gata, băi! E tot limitare, eu nu mai zic, băi, premiu e doar un trofeu, frate. Aha, 5 secunde, te-am umorât. De ce? Ce, l-ai mai jos? 5 secunde, aha. Bine, trebuie să recuperezi atunci. Nu, n-are rost să recuperezi. N-are rost, adică, n-are rost să forțezi. Băi, uite-mă, ne umplem, când faci jokerul? Băi, când faci jokerul, băi. Când vreau eu! Când vrei tu, pentru că pe aici e, să nu uiți. Trebuie cu 1. Inferioarele ca la VRC. Da? Urcăm cu 1. Acum trebuie, fac jokerul! Și sus frânez, da? Adică, hai, gazul, ușor, coborâm. Nu! Așa, bravo. Frână! Da și mă, că bine, mă! Aici, stânga, hai. Incredibil ce-mi face ăsta, bă, băiatul. Ei, acum putem să-i dăm bătaie, știi? Nu putem. Te rog eu. Trebuie să spun întrebări. Băi,
Băi, băi, carturile astea, băi, dacă le domnim pe astea, strică mașina. Ce plăcut te folosește la mașina personală, ia-o în cele, rog. Textar! Ia-o în, ești prea. Textar, textar! Ai la oră, băi, nebun. Textar, da? Textar, că e echipare originală la gol! Da, de ce ții ochii așa mijit? Că nu te văd nimic. Nu mai văd nimic, că ești prost. Ia-o încet, te rog eu, bă, că am ia niciodată. Am așa o... O premu. Băi, te-ai uitat la cifrele alea, oare? Te-ai uitat la cifrele alea, la mare? M-am uitat! Nici eu nu m-am uitat, băi! Vezi, proarăt, bebe, bă, frate, dacă te ce mai încep? Uite ce-a luat, băi? Ei, hai mai alodat. Nu mai am motor drept. Dacă n-ai dat și pe ala doilea jur, o să văd chiar prost. Ești prea repede pe tirajele astea. E periculos, crede-mă că e periculos. Te-ai mutat? Băi! Ce vrei, mă? Ce vrei? Vreau să murim! De ce mi-a trebuit mie treaba asta, eu nu înțeleg? Explauză! Nu crește muzeul ținiac? Ce? Mi-am dat o cameră, mai fac curat pe acolo, din când în când. Ce frică mie! Mai șterg mașinile de praf! Deci mașinile de praf? Să mai pune pe la furie! Nu știu, mă, asta trebuie să știi tu, tâmpitule! Băi! Foarte frumoasă mașina asta! Cu dracu cu să ții minte așa ceva, ești nebun! Avea trei numere! Ai zis un număr! Băi, format. Băi, ești prea repede, mă, mergi prea repede, Mirică! E prea mult pentru UTV-ul aici, crede-mă! Ai 70 la oră! UTV! Nu merge! Băi! A picat textarul, mă, opresc să-l dau, să-l pun eu! Băi, stai, mă! Băi, mă, zi ce vrei! Ce mai faci tu? Care-i viața ta, Mirică? Viața mea e bună, mi-au dat lacrimile, n-am plâns atâta! N-ai plimut? N-am plâns atâta, niciodată n-am plâns atâta! Eu sper să nu trebuiască să te opresc! Băi, e prea repede! Doamne! Eu nu mai fac... Băi! Oprește-l pe asta, băi! Oprește-l! Băi! Ai ce, mă, frate, mă? Mi-au dat balele, băi! Ce frumos a ieșit de aici! Ce frumos a ieșit! Ești inconștient! Să-l mixunez cu ăsta, băi, vă rog eu! Băi, lasă pe mixunez! Eu sunt mai ușor, trebuie să compensez lipsa mea de talent! Lasă-o mai încet! Ai 5 secunde penalizare, deci... Te duci dracu cu 5 secunde penalizare, mă las! Doamne, eu închid ochii, băi! Și nu mai știu ce dreaptă sunt! Dacă ne răspundăm, eu nu pot să prezent aici, să știi. Eu nu trebuie să te ajut cu nimic. Ai înțeles? Nu vrei să prezent emisiunea la volan. Pe ce pleci? Pe hai de bă! Uite că s-a rin aici de aia. Ce cu gandul, te rog, că-s frumos. Ăsta nu l-am dărâmat, eu să știi. Deci, se câștigă bani la... Am ajuns în a cincea, tu știi? Că bani mulți din prezentarea de mașini. Nu! Faci foamea! Minți că e un micinos de rușina că te plimbi peste tot în toată Europa. N-ai bani de ochelari, uite-te și tu te nenorocește vântul ăsta. Mai avem un tur, doamne. Ăsta-i turul de forță! Ăsta-i turul de forță! Băi, să te dai tu cu capra la dreapta, te rog eu, ia mei! Ce mi-a trebuit mie? Ia cea lungă, te rog eu, ia! Deci nu se fac bani? Nu mai văd nimic! Dar eu mai văd? Sper să se facă bani măcar de ochelari după treaba asta!
mă omoară ăsta aici, am urmărat. Așa, am spus și la curse. Hai să vedem și de alată, Mirica. Hai să sărim de alată, sărim de alată. Așa fac aia. La raliu, așa fac. Nu mai am viteze, nu mai am viteze. Nu mai am viteze. Nu mai am viteze, la dat pe toate. Tata la 8. Ce ai luat până la mai multe viteze? Tata la 8. Eu mai multe viteze. Dar dracu să fie. Am înnecat aici, când avea dracu să fie. Eram într-a patra ca prost. Mai distrus, mă. Opresc? Da, da, da. Cum o finish? Asta e. Fai de Nu mai vreau. E stricată, n-are decât 5 viteze, n-are 5. Era și eu cu a 6-a și nu o mai găseam. A dea dracu, acum pune-o neutru, ești las. Bun. Las-o aici, las-o aici. Dar deja s-o duc înapoi, mă, ce spui tu mie ce să fac? Nu mai pot. Ca să mă văd pe YouTube-ul tău aici. Am noroi. Am plâns și am... Noroi. Nu mai vreau. Eu nu mai vreau. Da, de, bag, ai adus acordeonul, bagă una de jale, că nu mai pot mânca ți-aș gurată. Zicem cum, Doamne ferește, nu mai invităm pe Mirica, nu o să-l mai vedeți la nicio... Poate doar dacă facem ceva cu parcări laterale, cu... Concurs de șah. De șah, de tabinet, de... Ce știi, mă, să joci din astea? Știi tabinet? Renț. Renț, mamă, renț. Canastă, 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 nu știu să joc. Canastă, dar am auzit de când eram eu mică, jucau părinții mei și n-am. Și ți s-a părut inteligent, mi s-a părut, da, performanță. Canasta, dar n-am... De ce ai urlat ca un animal? M-am speriat, spun sincer. Mi-e frică. Am vrut să zic ceva, cuvântul ăla cu P și cu zdă, dar nu mai zic. Sunt. Nu mi-a fost frică, mi-e frică. Dacă mi-e frică, mi-e frică. Nu mor decât odată. Da, eu te cred, dar nu e de, mie nu mi-e frică de moarte, mi-e frică de când am de plătit. Lucruri care se strică. Nu se strică asta, că e tank. E tank, e tank, frate. Tank, da, Mirica a mers tare. Mirica mers. Zine numărul. 736. Ba, știu și asta, bă, incredibil. A văzut, bă, ați în minte. Dar stai nesimțiți, bă, băi. Să fii atent la ce numere ți arată ăsta, da. Și am zis și eu, mi-arată odată un număr, a doua oară alt număr. Nu, mi le-a arătat pe toate trei odată. Păi mi-e mai simplu așa? Ți-a dat trei numere dintr-o dată. Bă, dar cum ar veni? Dar nu vă e rușine. Nu. Nu vă e rușine să chemați oamenii aici. Ne bate joc de ei. Să vă bate joc, da, de ei. Da, să-i prăfuim, să... Nu mai spun că am plâns. Ai plâns? De ce am plâns, Doamne? Da, mă, da, nu ai fost depunctat, că ai mers fără ochelari, ți-a văzut fața la televizor. Dacă vorba aia, te dacă nu părinții. Bacu, dacă nu l-ai bacu, sau nu, dacă eram acum în greva asta cu profesorii, nu plângeam atât de tare cât am plâns. Ăsta a fost episodul cu Bogdan Mirica, îi mulțumim. Vrei să încheiem aici. Vrei să mai ținem? Da. Da. Și voi ce ați mai făcut? Voi ce ați mai făcut? Marius are treabă. Deci, are treabă. Dacă Mariciu se grăbea, acum se grăbește Marius. Eu tot timpul sunt pe fugă, Marius, ca să-mi iau eu tot hate-ul. Unde te duci tu când nimeni nu te așteaptă? Asta e întrebarea. Mulțumesc OMV, Techstar. Ce bine că nu avem mulți sponsori, că îi țin minte. Și BMW, care nu ne-a ajutat cu nimic, dar e prietenul nostru, vorba aia, nu contează. TCS Racing Park. A, tu știi de când e circuitul ăsta aici la TCS? Bă, eu am filmat cu ajutorul lor mașini la off-road, cred că de vreo 3-4 ani. Mm-hmm. Dacă nu chiar 5. Mm, da, eu ceva. Cred că... El are vreo 21 de ani vechime. Știi ce am mai filmat aici? Fii atent, asta e tare și poți să o bagi la montaj. Bag-o la montaj, Marius. Păi nu taie, mă, nimic, că nu înțelegi că nu taie nimic. Ne nenorocim. Am filmat aici. Ne nenorocim. Cu ajutorul băieților am filmat aici promo pentru emisiunea La Volan. Cel mai longeviv promo al emisiunii La Volan, a durat vreo 6 ani de zile a rulat, în care eu îl jucam pe Mad Max. Mamă. Tibi Troia îl juca pe personajul răufăcător. Oh my God. Și mai aveam o fată foarte drăguță, Andra Miruna Accentoi, care era cea salvată de mine, dar a jucat în filmul ăla cu team building. Filmul cu team building, ok. Așa. Și, bă, a fost frumos. Am prăjit carne la foc, a luat câinele, era un câine pe aici, a luat carnea. Hați! Înainte să filmăm, ești nebun, și l-am alergat tot TCS-ul ăsta ca să-i prindem carnea, să putem să filmăm și noi. Aveți grijă la câine de la TCS, aveți grijă dacă veniți să filmați aici, fură caina, carnea ăștia, sunt dresați. I-au zis, băi, luați carnea și o aduceți la noi, punem pe grătar, pac, pac. Și o să faceți la turcoaz, la turcoaz ai fost? Nu. Lasă-mă că te învăț, îi învăț pe toți. Nu, nu îi las așa. Nu mai multe culori decât roșu. Iese praful din tine, uite. Share, like și subscribe. Haide, mă, dăm combinezonul. Și bani. Că trebuie să-i dau lui Mariciu.
Dăm banii că trebuie să-i dau lumea aici. Ah, da, îl urmăriți, da. Dați-i follow. Ai dat stop? Bine, da. N-are nimic. N-are mă nimic și cu stop și cu on și cu... Pe mine mă găsiți pe YouTube, Instagram, Facebook.